Primarul Ion Lungu s-a declarat nemulțumit de prestația și eficiența muncii celor de la Pfeiffer, el a spus că singurele progrese înregistrate de săptămâna trecută au fost aprobarea creșterii termenilor de finalizare. Lungu a tras un semnal de alarmă spunând că în acest ritm lucrările nu se vor finaliza nici până la finele acestei toamne. Ca soluție radicală, idilul șef a declarat că va merge să discute la Consiliul Județean și la acet pentru a vedea care este situația de lucrărilor efectuate. Întrebat dacă este mulțumit de cele 20 de străzi predate, acesta a spus că străzile respective nu au fost predate deoarece constructorul mai are decoborât capacele de canalizare sau depus balastru pe străzile de pământ.